Vreau să vă comunic informația despre proiectul care se va începe în luna octombrie. Este o nouă componentă a proiectului de modernizare a serviciilor publice locale. Componenta ține de planificare și programare regională pentru mai multe sectoare. Deci, dumneavoastră vă dați foarte bine seama cât de complicat este să priviți problemele ce țin de apă și sanitație, managementul deșeurilor, și eficiența energetică, și problemele ce țin de dezvoltarea regiunii în general, la nivel global. Este o abordare care, în multe cazuri, este bazată pe faptul că formați parteneriate, dar este necesară o ghidare profesionistă din punct de vedere a dezvoltării integrate a fiecărui din aceste sectoare. Deci, în acest context, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei a venit cu încă un component în programele de asistență, conform căruia vom veni începând cu luna octombrie și vom lucra în strânsă colaborare cu dumneavoastră pentru ca să elaborăm programe integrate de dezvoltare a acestor sectoare, fiecare sector în parte, pentru fiecare regiune în parte. Se are în vedere și centru, și nord, și sud, inclusiv nordul, evident. Și deci, pentru prima tranșă care vine din banii SIDA și din banii GIZ, noi ne vom ocupa de apă, sanitație, managementul deșeurilor solide și eficiență energetică. Iar tranșa a doua, care urmează a fi aprobată, dar se duc acum negocieri, din banii Uniunii Europene, va fi dedicată drumurilor. Deci, ca rezultat al acestor analize, vom avea o planificare integrată a sectoarelor și fișe de proiect. Ce înseamnă o fișă de proiect? Este o descriere a, în primul rând, a obiectivului care urmează a fi elaborat, a parteneriatelor care sunt recomandate, a aspectelor tehnice, economice, financiare, etc., beneficiile regionale ale respectivelor proiecte. Mai mult ca atât, din banii Uniunii Europene, deci tranșa despre care v-am spus că este tranșa a doua, urmează a fi elaborate și proiecte integral pregătite, proiecte investiționale. Este vorba de proiecte în sumă totală de 175 de milioane de euro pe toată țara, pentru toate trei regiunile, dar eu consider că este un ajutor enorm pentru APL-uri, pentru că știm și noi, și ați vorbit și dumneavoastră astăzi, despre efortul enorm financiar pe care trebuie să-l depuneți, dar și intelectual. Deci, ce vreau să vă spun? Nu vă iau acum foarte mult de timp, dar vă invit spre colaborare începând cu luna octombrie, când vom veni deja în regiuni, vom forma grupurile de lucru, vom veni și cu solicitări de date, dar și cu experți și de tare internațională și experți locali care pot să vă ajute să vă formulați necesitățile regiunii, raionului, deci vom lucra cu apele de nivelul 1 și 2, vom lucra la nivel de regiune. Asta a fost, de fapt, comunicarea de bază pe care am vrut să mă focusez și perspectiva este să, până la sfârșitul anului, doar să menționez că proiectul este pentru 30 de luni, dar până la sfârșitul anului următor ar trebui să avem deja 90 de fișe de proiecte. Deci asta este pe toată țara, să zicem, în jur de 30 de fișe de proiecte pentru regiunea lor. Aceasta este comunicarea. Vă mulțumesc foarte mult și cred că dumneavoastră...